Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De ceva timp discutăm despre efectele pandemiei. Spuneam în alte întâlniri cu alți invitați că trăim ceea ce sociologii numesc o fractură civilizațională, și anume că nu ne mai putem imagina viața dinainte de martie 2020 revenind la normal. Trebuie să ne obișnuim, spunea președintele României, cu un nou normal. Un nou normal, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta pentru biserică? Ce înseamnă asta pentru școală? Ce înseamnă asta pentru familie? Ce înseamnă asta pentru agora? Ce înseamnă asta pentru viața socială în general? Ne gândim acum, și o reală pricină de îngrijorare pentru majoritatea dintre noi este școala. Avem o generație ratată? Va trebui peste 10 ani să întrebăm, domnul doctor, când ați terminat facultatea? Înainte, în timpul pandemiei sau după pandemie? Ca să știu dacă mai rămân la tratament sau nu. Pentru a discuta aceste lucruri l-am invitat în studio pe profesorul Gabriel Braic. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Apreciez emisiunile dumneavoastră, că iar am Mulțumesc. Urmărit câteva cu mare interes, pe cele cu părintele profesor Stelian Tofană, pe cele cu Vlad Crâznic și altele. Și dacă tot vorbim despre scriptură și ziar, eu am adus scriptura, care este o carte albă, nu e neagră, e albă, și ziarul online. Da. Păi cred că fiecare dintre noi mai nou așa ne consultăm ziarele. Dar aici este și tradiția, da? Ziarul reprezentat așa în formă tipărită. Cred că este o idee bună să salvăm copacii și să ne uităm pe telefoanele mobile. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră, dragi prieteni, așa faceți. Ei, domnule profesor, suntem în situația în care am încheiat un an școlar complet. Pandemia ne-a prins la jumătatea anului școlar. Acum am încheiat și avem perspectiva, sau avem retrospectiva, perspectiva mă îngrijorează, dar avem retrospectiva unui an școlar. Haideți să facem o scurtă anamneză. Ce s-a întâmplat în acest an și jumătate, anul școlar, care se va încheia în oarece săptămâni de aici încolo? Da, un an școlar referindu-ne la calendar. Da. Pentru că sunt 2 ani școlari pe care i-am prins deja în pandemie, anul școlar 2019-2020, și iată anul școlar existent în care ne aflăm acum, 2020-2021. Pe 11 martie 2020 s-au sistat cursurile și școala a intrat în online, a intrat în sistemul acesta ciudat, interesant pe de-o parte, necunoscut pentru mulți, mai ales pentru mulți profesori, pe de altă parte. Profesorii au trebuit să învețe foarte mult în anul acesta. Mai mult... Nu e un lucru rău, de altfel. Nu e un lucru rău. Ei tot timpul trebuie să învețe ca să fie la zi cu ceea ce înseamnă, eu știu, deprinderile digitale și nu numai, și cu noutățile din punct de vedere al conținuturilor. Inclusiv vorbim despre conținuturi noi în gramatică de câțiva ani încoace. E o nouă gramatică lansată de Academia Română. Foarte multe lucruri s-au schimbat. În primul rând s-a schimbat mentalitatea elevilor. În ce fel? Senzația mea este că elevii buni n-au devenit neapărat mai buni în aceste luni de școală online, dar elevii slabi au devenit mult mai slabi. Wow. De ce? De ce se produce această falie? De ce se adâncește această prăpastie? Pentru că motivația lor e la cote minime. În plus, nu mai au elementele acelea de securitate, de supraveghere, cum ar fi profesorul la școală, în sala de clasă, care îi vede pe elevii care scriu și pe cei care nu scriu, îi atenționează, vezi, Ionel, te rog, notează. În mediul online nu-i mai vezi. Elevii au deprins anumite tehnici
de evadare. Da, ei da, evadau da. Și în timpul școlii, din bancă, da. Evadau, te trezeai cu ei privind așa în gol pe geam, spre văzduh sau eu știu spre ce priviau. Ei, acum evadează prin tot felul de tehnici. Există o tehnică numită freeze. Își îngheață ecranul, ca și cum ar fi ei acolo în fața camerei de filmat, dar îngheață imaginea la un slide, la o poză și te miri ce fac în spatele acelei imagini blocate pe ecran. Și după cum spun, mentalitatea elevilor s-a schimbat și asta se vede în acțiunile lor. Mai mult decât atât, elevii care înțeleg că educația nu este un proces care ține doar de pereții școlii, doar de clasa fizică, doar de dialogul cu magistrul, cu profesorul la catedră, ci elevii care înțeleg că educația reprezintă un proces continuu de dezvoltare cognitivă, emoțională, spirituală, elevii aceia au început să învețe tot mai mult pe cont propriu. Profesorii până la urmă rămân doar niște indicatori a educației, rămân doar niște puncte de ghidaj. Își asumă exact rolul tradițional al paidagogului. Paidagogos era călăuza, cel care ținea de mână copilul și îl călăuzea. Practic copilul trebuie să meargă picioarele lui, trebuie să meargă singur. Pedagogul trebuie să-l ajute, nu să-i fie director, conducător, cel care îi toarnă informația așa cu forța pe cap. Cum era o imagine pe care o folosea, cred că soacra mea spunea, e ca un curcan din acela pe care îl prinzi și îl îngrași forțat. Impresia mea, și de asta vă ascult cu mare interes, pentru că predau la o altă fază a învățământului, acolo sunt alte motivații un pic, dar interesant acest rol nou sau rol vechi care începe să fie preluat sau ne întoarcem cumva la tradiție de călăuză a profesorului, nu de cel care este o autoritate necontestabilă, cel care stă în față și blochează perspectivele, ci cel care deschide perspectivele elevului. Foarte interesantă analogia asta. Profesorul nu mai este în școala online, resursa absolută, biblioteca ambulantă. Cel care dictează comentariile. Cel care dictează comentariile, ci e cel care ar trebui, spun ar trebui, pentru că nu se întâmplă asta în realitate în mod obișnuit, cel care ar trebui să-l ghideze pe elev înspre anumite resurse, pentru ca elevul să fie actorul propriei educații și aproape și regizorul. Sigur, rolul de regizor rămâne totuși al profesorului, care trebuie să stea în umbră și să-l ghideze pe elev. Foarte interesant. Apoi s-au schimbat multe mentalitatea părinților. Părinții și-au dat seama cât de important sunt profesorii spre fericirea noastră. Slavă Domnului! Da. Când s-au trezit o zi întreagă cu copiii acasă, nu doar jumătate de zi cu copiii acasă, sau poate un sfert de zi, 10% din timpul zilei, pentru că dacă dimineața copiii sunt la școală, erau la școală înainte de pandemie, după masa părinții erau la serviciu și se mai întâlneau seara, poate la o cină sau la sărutul acela pe frunte și povestea de culcare. Ei, acum s-au trezit cu copiii de dimineața până seara cu ei și și-au dat seama cât de important sunt profesorii, dar mai mult decât atât, și-au văzut cu adevărat limitele părinții. Au observat că totuși vocația de dascăl aparține unei tagme care s-a pregătit în acest sens. Nu oricine poate fi dascăl. Dar din păcate, și ajung la mentalitatea profesorilor, din păcate unii profesori au aruncat pe umerii părinților activitățile pe care ar fi trebuit să le facă. Adică au încărcat cu teme elevii, i-au încărcat cu proiecte și vă dați seama, un copil de clasa 5-a care se pricepe el la telefoane, totuși trebuie să facă un proiect în Excel sau un proiect în PowerPoint, trebuie să redacteze un eseu sau să construiască un text cu
search, căutări pe Wikipedia, căutări pe tot felul de site-uri de specialitate, pe diferite conținuturi, pe diferite materii, de la chimie la biologie și fizică și de ce nu mai nou proiecte la educație fizică, la sport. Școala online făcut de pe scaun, un proiect la sport făcut de pe scaun, e faină ideea. Da, și din păcate lucrurile sunt la nivelul acesta de rezultate sau inputuri scăzute la educație și trebuie totuși să înțelegem că probabil că e cel mai mic rău din câte puteau fi. Oamenii au fost luați pe nepregătite, politicienii n-au știut cum să acționeze și să reacționeze, medicii s-au contrazis între ei. Autoritățile medicale, care nu sunt neapărat formate din medici, au dat tot felul de soluții contradictorii. Exact. Iată, am făcut o scurtă anamneză a ceea ce s-a întâmplat. A fost un an cumplit și la nivel universitar vă pot confirma că am fost într-un amestec de sentimente. De la a ne complace în comoditate, foarte frumos să predai din biblioteca ta de acasă, până la frustrarea aceea de a nu putea interacționa față către față cu studentul, având studenți la teologie care au o altă motivație și vor avea o altă practică după ce vor termina studiile, este imposibil să faci anumite lucruri doar online. Confirm o parte dintre aceste fenomene. Iată că s-au creat, spre deosebire de învățământul universitar, unde avem alți participanți la actul educațional, la învățământul liceal și gimnazial și cel primar, avem acest triunghi: profesor, elev, părinți. Acest triunghi s-a mutat în diferite direcții. Există și o altă parte a medaliei față de reacția unor părinți în acest triunghi. Unii părinți au descoperit tocmai cât de incompetent e profesorul. Au descoperit, domnule, dacă asta fac ei la școală, păi dacă asta fac la școală, asta pot și eu să fac, mult mai bine decât face el. Au descoperit o materie găunoasă, păi ce mai învață copiii la școală? Asta este programa pe care o fac, asta este fizica pe care o fac, asta este chimia pe care o fac. Și în toată perioada asta de, iată, aproape 15 luni, 14-15 luni, avem o cazuistică foarte diferită. Nu mai vorbim, și aș vrea să discutăm puțin, sunteți un privilegiat, predați în mediul urban, așa, predați într-un oraș mare, predați într-un liceu bun, predați unor copii care au posibilități materiale. Ia așa să este. Încercăm să ne mutăm puțin la țară, undeva în munți, unde sunt răspândiți copii cu nevoi speciale, cu lipsuri materiale, cu părinți care, unul din părinți este alcoolic sau părinții sunt plecați în străinătate. Da, deci triunghiul acesta, părinte, profesor, elev, suferă diferite articulări în perioada aceasta. A spus ce s-a întâmplat cu elevul, ce s-a întâmplat cu părinții, ce s-a întâmplat cu profesorii în perioada aceasta? Și-au luat concediu unii, din păcate. Alții au depus eforturi, aș spune chiar sisifice, prin care au încercat să livreze servicii educaționale de calitate. Admirabil, de altfel, admirabil. Poate puțini dintre ei. Îmi doresc și eu să ajung în grupul acela, dar ne străduim fiecare dintre noi. Sunt convins că profesorii, și aici revenim la vocație, cei care au înțeles că intră în învățământ pentru că au vocația de a preda, de a construi caractere, de a șlefui minți și suflete, de a îndruma efectiv, da, paidagogus, de a îndruma pe învățăcei, cred că acești profesori și-au dat toate silințele, au făcut tot ce au putut ca să învețe pe elevii lor
ceea ce trebuia să învețe aceștia. Și nu doar cunoștințe. E foarte greu acum, în perioada aceasta, să dezvolți deprinderi. E foarte ușor să dezvolți deprinderi digitale, dar mai greu să dezvolți deprinderi artistice, de exemplu. Da. Sau deprinderi, poate chiar la nivelul științelor, de matematică, fizică. Dar unii, din păcate, trebuie să admite în chestiunea aceasta, părinții au dreptate când spun de ce își mai ia salariul profesorul care n-a intrat niciodată la oră, care le-a transmis tot timpul elevilor, ora este offline astăzi, facem oră offline. Sau care le-a dat doar proiecte pe platformele educaționale pe care le folosim, eu știu, Google Classroom, poate cei mai mulți folosesc Classroom-ul. Și în contextul acesta, da, părinții au dreptate. Dar mă gândesc că la fel cum elevii au fost provocați spre a-și atinge sau chiar depăși limitele, și profesorii au fost provocați în direcția aceasta. Și ceea ce e bine e că majoritatea profesorilor au reușit să se califice din punct de vedere digital, să se digitalizeze. Și iar ne uităm și la un aspect pozitiv, la o parte bună a întregii situații. Învățământul din România se digitalizează. Se achiziționează device-uri, laptop-uri, smartboard-uri, tablete smart. Se aduce în școală un dispozitive tot mai bune. Se fac contracte cu furnizori de internet și se oferă un internet de calitate cu bandă mare de viteză, ceea ce era important și trebuia să se întâmple și în România. Probabil. Dar asta nu e tot. Vorba reclamei, poftiți? Probabil s-ar fi întâmplat același lucru și dacă n-ar fi fost pandemia. Numai pandemia a fost acel trigger care a accelerat. Era imposibil să nu mergem în direcția aceea. Ba chiar văd o parte pozitivă a pandemiei, pentru că odată a făcut o selecție între profesorii competenți, profesorii de vocații și profesorii care nu prea aveau ce căuta la catedră, și confruntarea cu ecranul, cu criza, a reprezentat o ciocnire atât de mare cu propria imagine din competenții pentru unii, încât realmente, cum spuneați, unii s-au pensionat anticipat, slavă Domnului, nu-i nu mare un gest onorabil. Da. Dar și acum spun ceva personal. Mi-am făcut temele de casă pentru emisiunea asta și știu din informațiile mele, v-am verificat la dosar, ca să spun așa, din informațiile mele, că sunteți din acei profesori care nu numai că s-au adaptat foarte bine, dar au reușit să creeze o impresie foarte puternică elevilor și părinților, atrăgându-i spre materia pe care o predați. Cum se poate întâmpla asta? Cum unii au reușit, unii nu au reușit? S-a produs, hai să folosim un termen darwinist, nu sunt darwinist, dar folosim aici, s-a produs o selecție naturală între profesori. Și elevii și părinții au avut un cuvânt de spus, se pare, în toată povestea asta. Ceea ce are un lucru bun. Așa nu este. Ne convine, nu ne place, dar e un lucru bun. Iată efecte bune ale pandemiei. Aș face o tranziție înspre răspunsul solicitat cu ceea ce spuneam înainte. Asta nu e tot. Digitalizarea învățământului nu e tot. Pentru că înainte de pandemie s-au făcut studii în Marea Britanie și în alte țări dezvoltate, studii în școli în care s-a introdus tehnologie de ultimă generație, și școli în care s-a întârziat introducerea acestei tehnologii, s-au făcut niște analize comparative între rezultatele unor elevi și rezultatele altor elevi. Și au rămas șocați că rezultatele elevilor din școlile în care s-a introdus tehnologie de ultimă generație n-au fost răsunătoare, n-au fost spectaculos mai mari decât ale celorlalți. Și de ce? Pentru că până la urmă se revine la agentul educației, care este profesorul. Dacă profesorul este unul calificat,
Dacă profesorul este unul dedicat, pasionat, atunci, pasionat, dacă profesorul insuflă acea dragoste față de materia lui, iubire față de carte, iubire față de materie în sufletul elevilor, dacă știe să vorbească și pe limba lor până la urmă, noi trebuie să ne coborâm la nivelul lor ca să îi înălțăm, să îi ridicăm înspre culmile cunoașterii. Deci dacă știe profesorul să aplice astfel de strategii și dacă se digitalizează astăzi în învățământul online, atunci va reuși. Va intra în categoria aceea a profesorilor care au rezultate, care își îndeplinesc cu conștiinciozitate datoria și care își urmează cu adevărat menirea. Nu știu, n-aș putea să spun, nu știu, secretele profesorului de nota 10 în online. Dar probabil că e important, în primul rând, să apari, da? Să fii acolo. Da, da. Apoi, în al doilea rând, să fii pregătit. Și școala online presupune pregătire prealabilă, îți pregătești lecția dinainte. Apoi, cred că există și un atu al profesorului din mediul online, în școala online, atuul distribuirii de fișe, de fișiere, mult mai facil. Face chestiunea aceasta și în plus reușește să, și eu vă dau exemplu, vorbesc despre Lucian Blaga. Foarte ușor dau pe Google Lucian Blaga și apoi proiectez niște imagini cu Blaga. Vorbesc despre arghezii. Foarte ușor găsesc un fișier pe care atunci, în timpul orei, pot să îl proiectez sau un filmuleț pe YouTube ca elevii să audă vocea. Da, da, da. Vocea. Sunt acele înregistrări din fonoteca de aur a radioului, absolut superbe. Exact. Poeți recitându-și poeziile, foarte bun material didactic. Uite, cred că dacă sunt printre prietenii noștri profesori care urmăriți această emisiune, iată, pot fi idei pe care le puteți selecta. Fiți creativi, dragii mei, pentru că o oră, vă povestesc ceva din copilăria mea, o traumă. Eram în clasa 6-a. Și era exact sistemul acela pe care probabil l-a străit mulți dintre dumneavoastră. Scrieți după dictare, da. Comentariul literar. Ionică este exponentul copilului universal. Eu deja am un fior, că în Japonia copilul trăiește altfel copilăria decât fură cireșii. Nu fură cireșii japonezul. Dar aveam două handicapuri. Un deficit de atenție, nu se știa atunci de ADHD, și un scris extrem de urât, pe care numai soția mea mi-l poate înțelege. Așa că era absolut inutil să scriu comentariu, pentru că oricum nu mai puteam să-l citesc, și un alt lucru, de fiecare dată când încercam să memorez ceva, tindeam să improvizez la reproducție. Profesoara s-a supărat, m-a dat afară din clasă, după care am zis, doamna profesoară, lăsați-mă să scriu eu comentariu. Și a fost primul pas al meu spre filologie, primul pas spre cariera pe care am urmat-o, pentru că am avut o profesoară totuși destul de înțeleaptă care să se oprească, și asta se întâmpla în anii 80. Ei, din păcate, am prieteni care au copii în gimnaziu, care, așa cum spuneați, nu profesorul, chiar dacă este tânăr, profesor de 32 de ani, profesor de 28 de ani, recurge la aceleași metode arhaice de predare, scrieți copii după dictare și dictează un comentariu pe care copilul la teză va trebui să-l reproducă cuvânt cuvânt. Ce s-ar putea face? Cum îi putem ajuta și pe acești copii care zic, da, așa ne spune la școală, și creativitatea lor va fi ucisă pentru totdeauna dacă la vârsta asta ei ingurgidează comentarii și după aceea trebuie să le presteze înapoi în aceeași formă, le vor distruge personalitatea artistică, personalitatea științifică, spiritul critic, spiritul analitic. Iată o metodă bună. Deci în timp online, resurse de pe internet, YouTube-uri, fișe. Așa este. Și eu am aplicat o strategie personală,
dar cel puțin mi-am permis să modific anumiți pași pe care în mod normal îi faci la oră, intri la oră, strici catalogul, faci recapitularea lecției trecute, poate asculți un elev, apoi predai lecția nouă și dacă mai ai timp la final faci câteva exerciții ca să fixezi cunoștințele predate, iar apoi dai tema de casă. Și tema de casă trebuie să fie cât mai stufoasă după unii părinți. Astăzi e o prevedere. Dacă ai făcut 3 exerciții la clasă, poți să dai temă un exercițiu acasă. Dar nu dacă ai făcut un exercițiu la clasă, dai 3 acasă. Da. Deci ordinea e diferită. Dar ce m-am gândit că e bine de făcut și cum am schimbat eu pașii aceștia din punct de vedere al pedagogiei și al metodicii chiar, nu le mai dau teme acasă, ci temele le facem în clasă. Pentru că ceea ce au e de făcut de ora asta până ora viitoare e să ia din manual reperele teoretice pentru lecția nouă, să încerce să le înțeleagă, să transcrie, dar nu așa mot-a-mo și nu mecanic, ci trecând prin filtrul minții lor, partea teoretică de ora viitoare, cu alte cuvinte, să conspecteze efectiv și le și spun, avem lecția următoare, vă rog frumos, 70-80% din reperele teoretice vreau să le treceți în caiet, trecându-le prin filtrul minții voastre. Deci, în primul rând, elevii au o interacțiune directă cu noile repere pe care eu le voi preda ora viitoare. În prima parte a orei viitoare, noi fixăm reperele respective, explic tot ce nu au înțeles și încerc să fiu cât mai clar și să înțeleagă cât mai bine aceste noi repere teoretice, să spunem că predăm numele predicativ sau să spunem că predăm, nu știu, naratorul subiectiv sau naratorul obiectiv. Ei au avut acasă tema lor, între ghilimele tema, au avut acasă de a transcrie în caiete efectiv reperele teoretice. În primele 10 minute le fixăm prin înțelegere, le percepem și le analizăm din toate punctele de vedere, ca apoi să facem exerciții, cât mai multe exerciții. Deci peste jumătate din timpul pe care noi îl petrecem într-o oră online, îl petrecem făcând exerciții împreună. Și de ce fac asta? Pentru că consider că este inutil să stai din 50 de minute în ora online, 25, 30, 40, să dictezi elevilor noile repere, să aștepți ca ei să scrie cum scriu și tu să fii din biblioteca ta și din biroul tău acel dictator, dictează, ca să facem un joc de cuvinte. Nu cred că este eficient în școala online așa, nu cred că este eficient nici la școală. Așa. Da. Și ăsta este modul meu de a face școala online. Asta nu le mai dau teme, temele între ghilimele le facem în clasă. Acasă îi fac lecția nouă. Asta mi se pare două idei productive de aici. Odată modificarea structurii, toți la practică pedagogică și când am făcut acel DPPD în școală am învățat. Ora trebuie să înceapă așa, cu salutul, cu ridicarea elevilor în picioare și să încheie cu bună ziua și la revedere. Este clar că o replicare a orei fizice în online este de la penibil spre, între penibil și inutil. Atunci facem o adaptare, da? Ați făcut o adaptare. Da. Al doilea lucru, un mai mare control asupra a ceea ce ei trebuie să rețină, ce trebuie să deprinderile pe care trebuie să-și le formeze, deprinderi de lectură, deprinderi de analiză, deprinderi de a comenta, deprinderi de apropiere a conținutului literar, imaginații, da, în momentul când lecturează, exerciții de imaginare și de recreare a anumitor scene. Toate acestea se pot face, iată, în online, sub îndrumarea și cu supravegherea profesorului. Și dacă îmi permiteți, mai mult decât atât, vorbeați despre comentariile acelea dictate și teroarea dictărilor. Teroare, dictare, dictator, cred că sunt în aceeași, în același câmp lexical ideile astea. Mai facem ceva. Interacționăm foarte mult cu textul. Dacă avem de înțeles o poezie, intrăm în toate detaliile structurale, ideatice, tematice ale poeziei. Dacă chiar astăzi la clasa a 10-a
am avut Eminescu și poeziile lui, studiul critic al lui Maiorescu, mm-hmm. și am spus, haideți să citim, haideți să citim efectiv Excellent textul idei. Lui Maiorescu, da. Și haideți ca să încercăm să scădem nivelul de analfabetism funcțional din România, citim, observăm și apoi interpretăm. Corect. Exact ca la metoda inductivă. Mm-hmm. Da, da. Și dacă mai putem și aplica ceva, cu atât mai bine mm-hmm. în da. Viața noastră. Dar am intrat în text, am descifrat anumite concepte teoretice. El vorbea despre Eminescu și chiar le-am spus, iată ce cuvânt corect. Vorbea despre Eminescu ca fiind unul care a înglobat în opera lui concepte filozofice, Kant, Schopenhauer, concepte de știință, un punct, unul singur, iată-l cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Iată teoria Big Bang-ului, care nu sunt de acord, dar Eminescu o pune cumva în versuri și sigur elemente de teologie, de religie. Vedea cum ca în ziua cea de întâi cum izvorau lumine demiurgul, luceafărul în drumul lui spre demiurg. Dar am întâlnit un termen, zice, concepte din credința creștină și budaistă. Și cum adică budaistă, domn profesor? Foarte simplu, pentru că vine de la Buddha. Buddha. Da, 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 da. Și am descifrat astfel de concepte până la urmă. Efectiv interacționând cu textul, cred foarte mult în interacțiunea elevului cu textul. Și un alt lucru pe care știu eu din, din ce v-au trădat părinții și elevii este o perspectivă dialogică. Asta e foarte important, să înțelegem, dragi profesori, viitor profesori, studenți la filologie sau studenți în alte are științe și veți deveni profesori probabil. Foarte important în perioada asta, ce ființă umană ar putea să stea în fața unei sticle și să rămână atentă când îi se dictează, fără să facă altceva, dacă nu ai o interacțiune în dialog, el se simte implicat, să analizeze. Și cred că fiecare care avem mai mult de 20 de ani de predare am experimentat acea descoperire a copilului care pare incapabil, pare pentru că el are niște carențe de educație, dar după aceea vezi o sclipire de inteligență în momentul când copilul se uită la text și iarăși o altă idee care rezultă de aici, din partea domnului profesor, citirea textelor, sursele primare. Da. Nu citim doar comentarii, nu citim doar referat.ro sau alte rezumat.ro, nu mai știu ce să mai citește acum. Clopoțel.ro. Da, da. Citim textele, dacă discutăm despre Luceafărul, citim Luceafărul, măcar Absolut. Câteva strofe. Discutăm despre arghezii, citim arghezii. Și după ce citește copilul, simte acea disecție pe viu a textului, că textul trăiește în mâinile lui. Nu este doar o seamă de resturi din gândirile celorlalți care îi formează acel blocaj de gândire. Magister dixit. Așa a spus comentatorul literar cutare, așa a spus domn profesor, textul acesta nu se poate vedea altfel decât așa cum ni s-a dictat la comentariu. Iată câteva idei foarte bune. Două întrebări legate de practica online. Le cereți copiilor să deschidă camerele sau să le... Obligatoriu. Obligatoriu. Aici, în învățământul universitar, avem o problemă. Dacă nu există capacitatea utilitarului de a blura spatele, studentul poate spune, nu filmez în spațiul meu privat. Sper să nu le dau idei. Puteți să le dați din partea mea. De ce vizualizare și de ce elevul să nu-și blocheze camera? Care ar fi rezultatele într-un caz și în celălalt? Nu vreau să par nici dur, nici scrupulos, dar țin ca elevii mei să mă vadă, deci eu îmi deschid camera tot timpul și prin oglindire țin ca și eu să-i văd pe ei. Pentru că le spun, câteodată voi înțelege că v-am plictisit și poate voi modifica puțin parcursul orei, voi spune o
anecdotă, voi, da? Pentru că voi vedea pe fețele voastre chestiunea asta. Altădată voi vedea că mi-a reușit o anumită expresie și vă voi vedea pe voi uimindu-vă. Și până la urmă despre asta e vorba în educație, știi? Sentimentul de uimire. Sentimentul acela de wow, am înțeles. Wow, da, da, acum se leagă lucrurile. E cea mai mare satisfacție a profesorului când vede acel wow pe chipul elevului, da, chiar dacă nu-l aude, pentru că microfoanele sunt închise. La început am făcut câteva reguli, pentru că ca orice profesor, nici bătrân, nici tânăr, mi-am făcut setul meu de reguli, decalogul meu, și asta cu referire la ce se întâmplă în școala clasică, dar și la școala online am pus o regulă în plus, și anume camerele tot timpul pornite. Ei, că nu sunt pornite tot timpul, că nu sunt absurd și înțeleg că poate un elev are o problemă fiziologică și trebuie să părăsească puțin camera după ce mă anunță, domn profesor, permiteți-mi să, că poate un elev întârziat la prima oră, atunci s-a trezit și aude ce spunem, dar încă nu poate să-și deschide camera, nu sunt absurd. Dar le cer să deschidă camera pentru că astfel se produce comunicarea. Dacă nu ne vedem unii pe alții, nu putem să comunicăm, nu putem să comunicăm în orb. Le spun chestiunea aceasta și țin foarte mult, dar încerc să-i conving, nu să-i oblig să facă lucrul acesta. Încerc să îi atrag înspre a-și deschide camera. Încerc să folosesc chiar presiunea grupului. Măi, Ionel, numai tu nu ai camera deschisă. Uite, toți ceilalți au camera deschisă. În sens constructiv, în sens pozitiv. Și să știți, da, cam intră cu camera deschisă. E mai ușor la cei mai mici, pentru că sunt mai ascultători. E mai greu la cei mai mari și cred că în mediul universitar e și mai greu. Și e mai și greu, mai dificil, deja autonomie decizională. Fac ce vor cu viața lor și cu imaginea lor, până la urmă, dreptul la imagine, iată. Dar ne descurcăm și la liceu. Până la urmă, după 5-10 minute, i-am avut pe toți cu camera pornită și am discutat foarte frumos despre Maiorescu, despre Eminescu și poeziile. Foarte, foarte util. Și sper să fie compleanță acestor cereri, pentru că, într-adevăr, trebuie să înțeleagă că nu se poate realiza un dialog altfel decât față către față, un dialog eficient când vorbim de predare. Când vorbim de o convorbire telefonică în care aranjăm niște ore, aranjăm niște întâlniri, da, dar predarea trebuie să aibă acea reacție, acel feedback, să vezi ce se întâmplă cu destinatarul mesajului. Acum a fost o discuție la începutul pandemiei, înregistrăm sau nu orele. Și cei responsabili de GDPR au spus clar, nu înregistrăm. V-ați înregistrat orele sau înregistrați orele? Nu am înregistrat orele. Eu am dinainte de pandemie cursuri înregistrate. Le am pe site-ul meu, le am pe YouTube. Am înregistrat chiar când a început pandemia, prin martie, mai exact aprilie și mai, câteva lecții pe Facebook Live, pe YouTube, lecții în sprijinul celor care se pregăteau pentru examenele de final, în special pentru examenele de bacalaureat, dar apoi am disecat împreună cu cei prezenți în live-urile mele și câteva modele de subiecte pentru evaluarea națională, pentru bacalaureat. Deci am făcut asta, dar efectiv orele pe care le-am cu clasele mele de la școală, de la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Cluj-Napoca, nu le-am înregistrat. A fost o singură excepție, dar asta a fost o activitate extra școlară, după ore, cu un grup de elevi. Am înregistrat, cu acordul lor, desigur, am înregistrat Luceafărul și l-am înregistrat pe roluri. Foarte frumos proiect, da, excelent. Dar nu înregistrez. Iată încă o idee, dacă tot încercăm să ne îmbogățim. O altă întrebare de natură practică. Acum este permis acest regim mixt. O parte dintre elevi care doresc pot să vină, sau în funcție de literele alfabetului, până la litera R sau M pot veni, ceilalți online, și săptămâna viitoare facem invers. Cât de eficient este acest sistem mixt? Știți, de 30 de ani se spune că alegem răul cel mai mic dintre rele.
din punctul meu de vedere, la nivelul școlii online sau la nivelul școlii în pandemie, uh-huh, acesta nu este rolul cel mai mic, este rolul cel mai mare. Hmm. Sistemul hibrid, din punctul meu de vedere, și nu sunt singurul, vor spune și alți profesori, vor spune chiar elevi, sistemul hibrid este cel mai ineficient dintr-un anumit motiv. Din perspectiva limitărilor profesorului. Profesorul atunci când este în clasă cu jumătate de colectiv de elevi prezenți în clasă, va dedica 90-95%, 99%, nu știu exact cât, dar majoritatea atenției lui o va dedica celor prezenți. Corect. Iar pe cei din online, pe cei de acasă, îi va saluta la început de oră, la final de oră, dar nu poate să fie atent și la unii și la alții. Pur și simplu nu poate. Omenește, nu e posibil. Pentru că ori nu îți faci materia cum trebuie, ori nu termin ora, ori trebuie să te războiești cu ei, să-ți deschidă camerele sau eu știu ce mai trebuie făcut. Și pur și simplu nu ai atenția acordată așa în mod creați, egal tuturor. Asta, când a spus omenește, într-adevăr, deci sper să ne audă cei responsabili de astfel de lucruri. Mai bine găsim alte soluții, dar să fie această prezență fizică, ori toți online, absolut, ori toți la ore. Pentru că noi suntem creați pentru alteritate. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care trăiește în comuniunea persoanelor trinitare, da? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt o comunitate. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În momentul când ai o prezență pe un ecran și o prezență fizică, așa suntem creați să dăm atenție prezenței, absolut, fizice a celuilalt. Asta este aplecarea noastră spre această alteritate manifestată în celălalt. Toată atmosfera de ființă a celuilalt te impresionează, te cheamă la dialog. Normal că în momentul când ai copiii de față prezenți și le vezi fețele, vei sacrifica pe cei care sunt online. Absolut. Și nu poți, efectiv, nu poți să îți dozezi atenția în așa fel încât cei de acasă, uh-huh, să fie în același pas, în aceeași etapă a lecției cu cei din clasă. Dar dacă ai stat în fața ecranului, cum a spus, i-ai vedea pe toți dintr-o dată. Deci din două rele, aș alege răul mai mic, adică școala online cu toți acasă. Da. Care are limitele, e adevărat, dar care cred că e mult mai bună. Totuși, ce am făcut eu, uh-huh, în sistemul hibrid, pentru că a trebuit să predăm în felul acesta la început de an școlar, uh-huh, în Cluj și apoi de câteva luni de zile pentru clasa 8-a sau a 12-a, uh-huh, s-a optat pentru sistemul acesta hibrid la Cluj. Ce am făcut eu? Am încercat să dedic cât atenție am putut și celor de acasă, dar în prima oră de săptămâna următoare, când cei de acasă veneau în clasă, făceam o recapitulare și nu făceam deloc lecție, nu? Făceam recapitulare la tot ceea ce am predat și ce am făcut în lecția, da, în săptămâna anterioară cu cei care au fost în clasă. Pentru ca și cei de acasă să ajungă la nivelul celor care au fost la școală și acum sunt, e adevărat, acasă săptămâna aceasta. Deci făceam o recapitulare la prima oară. Din păcate, discuția mă pasionează foarte mult. Eu însumi, fiind cadru, încerc să fiu cadru didactic, un profesor de meu, profesor Marian Ciuc, avea o glumă cu noi când eram studenți. Măi, să fiți profesori, să fiți profesori în sensul etimologic al cuvântului, care practică o profesie, o fidei, o profesiune de credință, să fiți profesori, să fiți călăuze, să fiți paidagogoi, să fiți cei care, să nu cumva să fiți cadri didactice. Cadru sună de așa, militărește, sau mai rău, cadavre didactice. Cadavrele didactice din colectivul. Ca unul care și pasionat de ucenicie, de predare, ce am putea învăța? Am putea să încercăm înspre finalul întâlnirii noastre o sinteză. Care sunt lecțiile pe care ar trebui să ne le asumăm? Ce învățăm? Dacă ar fi să punem pe două coloane, așa da, așa nu, cum ați sintetiza după perioada asta experiența avută? Și ca unul care trebuie să, nu trebuie să fim prea smeriți, ca unul care trebuie să admiteți că ați reușit în perioada asta, oarece performanțe la nivelul ăsta,
Și care ar fi așa daurile, așa nuurile? Care ar fi lucrurile de urmat, de perfecționat? Se pare că nu vom ieși așa ușor din pandemie. Marile universități vorbesc undeva de toamna anului 2023 pentru reîntoarcerea completă în campusuri. Probabil dând și știu ceva ce noi nu știm. Dacă se va continua așa, iată, mai avem încă 2 ani. Deci avem deja un an jumate, mai avem încă 2 ani de chin și s-ar putea ca această perioadă să ne fi modificat pentru totdeauna strategiile educaționale. Așa este. Lecția pe care eu o învăț din toată perioada asta e următoarea. Elevul rămâne centrul educației. Elevul rămâne și trebuie să fie în continuare centrul educației. În funcție de el trebuie să ne construim strategiile, asupra lui trebuie să ne dozăm eforturile, pe el trebuie să-l inspirăm și el trebuie să ajungă după 4 ani, primar, gimnazial, liceal, 4 plus 4 plus 4, un om care poate să facă față provocărilor vieții. Asta e lecția pe care eu continui să o, să o disec din toată ecuația pandemiei și din tot acest proces și această operație până la urmă care se face asupra umanității întregi. Elevul rămâne centrul, elevul trebuie să fie inspirat, motivat, încurajat, învățat, educat. Așa da, așa nu, aș spune așa nu clar, nu hibrid. Așa nu, din nou, fără camere închise. Așa nu, nu stăm deoparte și nu intrăm la oră ca profesori. Așa nu, nu faci toate orele offline, dând doar proiecte și schițe și fișe. Așa da, zâmbet în continuare. Un profesor important. Care zâmbește, un profesor care încurajează pe elev și este o sursă de inspirație, va atrage pe elev la ora, la ora lui. Așa da, haide să schimbăm puțin strategia didactică, haide să modificăm pașii aceia clasici, pentru că nu se mai potrivesc în școala online. Așa da, haide să ne depășim limitele noastre, limitele digitale până la urmă. Pentru că totuși același profesor ești cu aceleași cunoștințe și în școala clasică și în școala online. Ce ai acumulat, ai acolo. Și sigur, trebuie să continui să citești, să fii la curent cu ce se ofertează pe piața educațională, dar totuși ești tu același. Dar trebuie să te dezvolți digital. Și mai ales, cred că aici vă întrerup puțin, trebuie să înveți ca profesor tu să faci un PowerPoint. Absolut. Când le ceri elevilor, am întâlnit profesori când să facă ei PowerPoint-uri, dar matale știi? A, nu, dar o să le folosesc pe al lor. La orele din anii următori. Dar nu este onest, nu este cinstit. Deloc. Nu este farisei. Ca asta le reproșam Mântuitorul fariseilor. Puneți poveri pe umerii oamenilor pe care voi înși vă nu le ridicați. Aici este provocarea profesorului să dezvolte și el. Să învețe cum se folosește Google Classroom, să învețe cum să folosesc unelte ca Zoom, dacă trebuie să treci de pe Zoom pe Google Meet, dacă trebuie să treci de pe Google Meet, pe Cisco, Skype, și alte. Da, Skype. Da. Iată o lecție amară pe care o învățăm la un moment dat, iarăși că partener în tot acest proces educațional sunt și părinții, au apărut acum în pandemie ca partener și ei nu trebuie neglijați, sunt partenerii care până la urmă urmii sunt de aceeași parte a baricatei cu noi, profesorii. Și cred că și asupra părinților trebuie să existe un fel de înrăurire a profesorilor. Trebuie să îi inspirăm și să îi încurajăm să își depășească și ei limitele totuși. Și cred că trebuie să educăm și pe ei, educându-ne pe noi. Da. Aș pune ceva în final, dacă îmi permiteți. Sigur. Se vorbește despre eroi. Eroii în sistemul sanitar. Da? Eroii din prima linie și cu adevărat sunt eroi cei care se luptă în mod direct cu virusul. Dar cred că avem și noi eroii noștri. Și din punctul meu de vedere, eroii noștri sunt acei dascăli care predau la țară și care nu mai au acum acces către elevii lor. Sunt eroii din munți, eroii din sate, eroii care totuși
cu toată pandemia, au reușit să meargă spre elevii lor, să le trimită acolo un cuprins scurt de lecții, de teorie, de cunoștințe, de ceea ce trebuiau ei să facă, și sunt cei care i-au provocat pe cei mai puțin dezvoltați din punct de vedere digital, că am tot repetat în acesta, pe elevii aceia care n-au poate un laptop, care n-au acces la internet, dar spre care totuși s-au dus. Eu cred că aceia sunt eroi și în fața lor jos pălăria. Mi-ați strânit emoții cu această evocare, pentru că chiar am în fața ochiului, ochilor un personaj care există, e real. Este socrul vecinului meu, învățător de aproape 40 de ani. A fost învățător toată viața într-un sat, acum se pregătește să iasă la pensie. Nu este dintre cei care se pensionează pentru că vor să fugă să de scape. Online, să scape, ci i-a venit vârsta, dar l-am întrebat, domnul învățător, cum este? Zic, eu am majoritatea romi. Majoritatea sunt din familii foarte, foarte sărace. N-au ce tabletă, ce computer. Și cum faceți totuși? Are pentru fiecare rechizitele pe nume. Păstrez rechizitele la mine, mă duc din casă în casă, fac ore cu ei, învăț să scrie și după aia merg la următoarea casă și după aia merg la următoarea casă. Și... Dragii mei, așa se face școală. Iată eroi. Iată un erou. M-am emoționat când ați spus de acest lucru și, într-adevăr, gândiți-vă, dragi prieteni, că n-ar exista medici care să fie în prima linie, n-ar exista asistenți medicali care să fie îmbrăcați în acel costum antiviral, n-ar exista oameni care să administreze cercetarea în domeniul virusurilor, n-ar exista epidemiologi dacă n-ar exista prima linie a educației. Clădim pe niște cărămizi și parte din această structură sunt profesorii, învățătorii, cei din ciclu primar, gimnazial, liceal. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru participarea la emisiune. Iată, cred că am reușit să răspundem la câteva întrebări și s-au ridicat unele noi. Eu vă mulțumesc pentru invitație și... Da, și sperăm să ne întâlnim la o emisiune în școala după pandemie. Dacă, Doamne ajută. Dacă va exista. Întrebările trebuie să capete răspunsuri. Da. Vă mulțumesc. Și probabil ne vom modifica, sper eu, spre bine, multe din obiceiurile noastre didactice. Dragi prieteni, fie că sunteți profesori, fie că sunteți părinți, fie că încă nu sunteți sau nu vă veți implica niciodată în actul educațional. Dacă ne-ați auzit, puteți spune din când în când o rugăciune pentru cei care sunt într-o alt fel de linie întâi. Pentru profesori, învățători, pentru cei care tind să devină unii dintre ei prestatori de servicii intelectuale, așa zisele, cadrele didactice. Sperăm să nu rămânem cadre didactice, ci să fim formatori de caractere. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă mulțumim!